Cei mai faimoși actori ai lumii a ajuns la București, a jucat în peste 50 de filme, a primit zeci de premii, a câștigat Globul de Aur. Johnny Depp a vorbit în exclusivitate pentru Observator despre cariera lui, despre pasiunea pentru muzică și despre România, țara la care se întoarce cu drag. Superstarul mondial va concerta alături de formația Hollywood Vampires, din care fac parte Alice Cooper și Joe Perry, mâine la Romexpo. Captain Jack Sparrow. Cunoscut în toată lumea pentru rolul capitanului Jack Sparrow din filmele Pirații din Caraibe, Johnny Depp a creat una dintre cele mai iubite serii din istoria cinematografiei. De rolul de tată este însă cel mai mândru. That's the only thing I've done in life that's worth anything, really. As far as characters, I don't know. It's kind of like depends on moods, you know. There are safety characters, for example, like you could break into a Captain Jack very quickly. Those characters can speak in a way that I can't. They can say things that I can't. It could get a bit strange, really. Not really. Actorul are o carieră de succes de mai bine de 4 decenii. La începutul anilor 90 a devenit cunoscut odată cu interpretarea rolului lui Edward, Mâini de Foarfecă. Filmul a marcat și prima colaborare a lui Depp cu regizorul și producătorul american Tim Burton. A urmat apoi musicalul Sweeney Todd și filmul Alice in Wonderland, în care Depp l-a interpretat pe pălărierul nebun. Ultimul film, Jean du Barry, a marcat și prima apariție pe covorul roșu al lui Depp de la victoria în instanță în fața fostei soții. A fost primit de publicul de la Cannes cu 7 minute de aplauze. I'm going to direct a movie in September. It's a biography, well, basically it's 2 days in the life of Amedeo Modigliani. I want to do only the films that mean something, you know, to me, or at least something that I feel like I can add to write a song. Doesn't depend on an entire crew and a bunch of money invested into that. Actorul a avut un mesaj și pentru fanii tineri din România. Take your road, no matter what. Stay on your road. Stay in your lane. Don't let anyone discourage you. Dar Johnny Depp își împarte viața între filme și muzică. We were at a stoplight with my parents. I'm in the back seat. I'm 12 or 11, and there's a band playing in like the grocery store parking lot, and they're loud, man, and they're playing, I think they were playing Dream On. When I saw those guys on stage, I went, well, I have to get a guitar. Johnny Depp va cânta mâine la Romexpo cu trupa Hollywood Vampires, din care fac parte Alice Cooper, Joe Perry și Tommy Harrington. This will be the first show of the whole tour, and so everybody's going to get to see all the new stuff, all the new staging and everything, and a lot of new songs. Fanii vor putea asculta melodii de pe ambele albume ale trupei. La prima vizită în România în urmă cu 7 ani, cei 4 s-au îndrăgostit de țara noastră. The Hollywood Vampires had to go to Castle Dracula. I mean, that was important to us to do that. And we had dinner there, and there was a guy dressed like Vlad the Impaler and told us the whole history. I wouldn't want to stay there all night. It was very pretty. Going through the Carpathian Mountains was beautiful. Mesajul trupei Hollywood Vampires pentru publicul din România. We're the Hollywood Vampires and we want to see you at the show. And you better be there because we know where you live. We're very pleased to be here and we hope that folks will come and see the show.